Seara tuturor, sunt Arătela cu etalarea pentru 2020 pentru balanță și evident că la sfârșit voi continua cu etalarea pentru ianuarie și iată aici între Scorpion și Balanță mă intersectez cu cele două tipuri de etalări pentru luna aceasta și pentru anul acesta. Da, știu că au fost discuții că nu le iau eu în ordine, dar până la urmă fac cum consider. Am vrut să vă mulțumesc pe toți, așa am simțit eu nevoie și am zis, hai totuși, să încep normal cu cele anuale și invers cu celelalte pe luna aceasta. În fine, pentru ianuarie o să fie o surpriză că voi etala altfel, dar pentru anul 2020 etalez normal. O să aleg câte o carte pentru fiecare lună. Evident că asta înseamnă va fi o etalare foarte generală. Dacă va fi vreo lună în care vor fi niște cărți mai negative, puteți oricând să le schimbați, să vă inspirați din etalările altora, dacă v-au plăcut, sau pur și simplu să manifestați ce vă place vouă. Încă puteți, sunteți la început de an, suntem la început de an. Bine, chestia asta cu manifestarea lucrurilor care ne place este valabil pentru cei care au creștere spirituală, care au exercițiul manifestării. Bine, nu trebuie musai să ai creștere spirituală, dar să ai o voință excepțională și un fel de a gândi și de a acționa. În fine. Am zis, balanță. Ce aveți? 4 de cupe. Sunteți supărați sau cineva e supărat pe voi? Oh, s-ar putea în supărarea asta să primiți o ofertă de la cineva, un suflet pereche. Sau sunteți supărați din cauza unui suflet pereche? E, numai cărți de apă deocamdată. Cupe. 8 de cupe. Ia uite, valetul de cupe. E frumos și ajungem la balanță. E o balanță? Aici ar trebui să fiți voi. Sunteți supărați și totuși primiți o ofertă de dragoste, de prietenie, de vindecare din partea unui suflet pereche. Suflet pereche pot să fie și la locul de muncă, cu un coleg, o colegă, un prieten, o prietenă. Nu este obligatoriu să fie o poveste de dragoste, dar dacă este, cu atât mai bine. Vă eliberați de o nemulțumire și mergeți către manifestarea unei dragoste, unei iubiri care vă echilibrează pe toate planurile, și financiar și sentimental. Da, sunteți semn de apă, de aer, dar asta nu înseamnă că nu aveți și voi nevoie de emoție. Balanță 2020. Am amestecat, mai amestec o dată în fața voastră. Balanță 2020. Energie generală. Am zis, aleg câte o carte pentru fiecare lună. Va fi foarte generală prezentarea. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, asta e ciocolată, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. La cap, oh, ce frumos, începeți o relație, că tot am vorbit mai devreme. Sau, eu cred că e vorba de relație, o relație care vă creează stabilitate. Sau o situație, sau un proiect care vă aduce bani. Dar trebuie să luptați cu concurența. Sau să luptați cu voi, dar nu uitați că vă aduce soarele, vă aduce bucurie maximă, deci merită lupta. Merită, merită. Hai să vedem ce arată cărțile. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, wow, de ziua voastră, noiembrie, decembrie, ziua voastră din 2020 va fi probabil de neuitat, un eveniment foarte interesant se va manifesta atunci. Ianuarie. Începeți cu
un moment de repaus. Vă analizați investițiile. Sunteți mai înțelepți. 7 de monede. E o atitudine pragmatică. Vă gândiți în ce ați investit, așteptați sporul, succesul din diferite direcții în care v-ați implicat, dar nu vă implicați în chestiuni noi. Eventual vă analizați conturile în bancă, banii de la ciorap. 7 de monede. Poate aveți pe cineva în preajmă care vă inspiră și vă sfătuiește în acest sens, în cazul în care nu sunteți voi. E semn de pământ. Semnele de pământ sunt destul de raționale. Dintr-un punct de vedere, vă asemănați. Știu că sună ciudat, dar chiar vă asemănați. Gândiți mai realist. Aveți grijă în ianuarie că există posibilitatea ca cineva, nesemnificativ totuși ca esență, dar ca acțiune, să vă afecteze sporul într-o direcție. Într-o monedă, sunt 7 monede. O monedă este atacată, într-un fel sau altul. Este dorită, este râvnită. Dacă nu e atacată, este râvnită. Ce ar putea să însemne acest lucru? Variază de la persoană la persoană. Este o monedă din 7. Fiecare monedă reprezintă ceva. Să zic una familia, alta prietenii, alta jobul, alta eu știu ce, un investiți în diferite chestii. Nu? Nu trebuie să vă dau prea multe exemple, că știți și voi mai bine ce se întâmplă în viața voastră. Dar mare grijă că există un personaj, v-am zis, nesemnificativ totuși, dar felul în care acționează, râvnește acea monedă a voastră să nu vă afecteze totuși. În februarie aveți regele de bâte. Aici toate cărțile sunt normale. Regele de bâte înseamnă că ori vă întâlniți cu un semn de foc în februarie, ori voi, după ce v-ați investit bine averea, posibilitățile, s-ar putea să creșteți în autoritate, ori la locul de muncă, ori în afaceri, da? Tocmai pentru că ați fost atenți, ați fost precauți, ați așteptat un moment special, da? Pentru unii dintre voi. Pentru alții, pur și simplu reprezintă încredere, pasiune, stabilitate, pentru că regii sunt stabili. Poate cineva, un șef sau cineva de autoritate, cineva important, privește către investițiile voastre, poate se gândește să investească în voi, tocmai pentru că v-ați arătat, să zic, răbdători, precauți, echilibrați. 7 de monede e chiar echilibrat, în principiu. E destul de echilibrat. Privește către voi. În martie apare 2 de monede. O echilibristică financiară sau poate trebuie să vă împărțiți între job și o relație. Între job și o nouă pasiune sau un hobby sau ceva, o situație în viața voastră care apare în viață, tocmai ca să vă demonstrați multitasking-ul. Dar tocmai ca să faceți față la cele două situații, sau cel puțin două, unii dintre voi trebuie să vă detașați oarecum emoțional, ca să vă puteți concentra pe aceste diferite activități care vă implică efortul, concentrarea.
care implică, neapărat vă implică. Nu știu de ce simt nevoia să vă transmit un mesaj pentru unii dintre voi. Și dacă simt nevoia, așa voi face. În principiu, cărțile sunt bune, da? V-am zis de o carte pentru o lună. Nu spune foarte mult o carte, dar cât de cât e o energie. Vedeți cum se manifestă la nivelul fiecarei luni acea carte. Poate un personaj, dacă nu sunteți voi. În ianuarie apare semn de pământ, în februarie de foc, în martie iar semn de pământ. Pot să fie aspecte ale voastre pământene, pasionale, da? Nu neapărat altă persoană. Dar v-am zis, în ianuarie e posibil ca cineva să vă râvnească o monedă. Nu știu de ce am senzația asta. Vom trăi și vom vedea. Acest rege de bâte se uită înspre 7 de monede. Are un foc, are o pasiune, are un interes. Să nu uităm că regele de bâte este întreprinzător. Poate cineva va dori o colaborare cu voi și veți ajunge undeva în martie, în postura în care trebuie să colaborați și cu ei și să vă ocupați și de alte lucruri. Și va fi un pic mai greu. Să nu cumva să pierdeți niște bani undeva în februarie, ca în martie. Adică rămâneți totuși precauți așa cum începeți anul. Pentru că regele de bâte uneori poate să fie prea generos și atunci să pierdeți o parte din ceea ce ați acumulat și să fiți nevoiți undeva prin martie să faceți o echilibristică de o natură financiară, să zic. Sper că ați înțeles, da? În aprilie, 4 de spade. Probabil că sunteți voi, vă odihniți. Vă odihniți, încercați să înțelegeți niște lecții. Unii dintre voi s-ar putea să fiți dezamăgiți, poate după această perioadă, poate după această întâlnire cu regele de bâte, poate vă consumă prea mult foc, prea multă pasiune, da? Vă distrage atenția de la alte lucruri. Trebuie să depuneți efort în prea multe direcții și undeva prin aprilie simțiți nevoia, în cazul în care nu sunteți dezamăgiți, dacă e un 3 de spade, este doar nevoia de odihnă, de meditație, de o vacanță. Poate o vacanță de Paști rămâne de văzut. Poate și conectarea voastră la spiritualitate, că tot vine Paște prin martie, aprilie, eu știu ce-o fi. O stare de contemplare. De analiză, autoanaliză. Pentru că în mai, unii dintre voi vreți să încheiați un ciclu. Este lumea, varianta bună a lui Saturn, lecția învățată. Încheiați un ciclu și începeți un altul. Și e interesant că lumea aceasta apare între două cărți care vorbesc despre sănătate, despre vindecare. Voi echilibrați energiile după această perioadă sau poate după 2019 încă. Încheiați un ciclu și începeți altul. Dacă în aprilie încă meditați, în mai aveți puterea să încheiați, să vă ridicați deasupra acestui glob, adică a unui univers pe care l-ați creat până acum și de acum începeți să creați un alt univers, o altă lume specială, așa cum facem toți de fapt. Ei, și începeți undeva prin iunie cu temperanța, cu răbdarea, vă echilibrați pasiunea și emoția, da, cum arată cartea, vă conectați la spiritualitate, la îngerii voștri, cum am spus mai devreme și cum știm și de la 4 de spade. E o creștere spirituală undeva prin aprilie, mai, iunie. Și este frumos. Cam pe aici trebuie să trecem toți. Dacă n-am trecut. Și cu răbdare, vă vindecați, s-ar putea să primiți și inspirație divină și vă va ajuta undeva prin iulie să renunțați la niște responsabilități care v-au consumat. Am zis, regele de bâte la un moment dat apare, că e un personaj, că e o situație, că e un proiect la locul de muncă,
E ceva care vă arde bateriile, da? Pe de o parte vă și atrage că e foc, e o situație interesantă, pasională, mai mult sau mai puțin, dar la un moment dat fiți atenți că vă consumă. Din acest motiv apare probabil aprilie, mai, iunie, nevoia de vindecare, de echilibrare, de temperanță, de calm. Calm down, da? În iulie, deja, iar o altă încheiere, sau să zic, confirmă acest 10 de băte, faptul că dacă lumea este doar o decizie mentală, undeva prin aprilie, prin iulie chiar începe să o puneți în practică, să renunțați la niște responsabilități. Nu mai jonglați, da? Nu mai jonglați. Nu riscați investiții. Dar nici nu vă mai riscați energia cu prea multe probleme, prea multe situații de rezolvat. Este un alt ciclu pe care îl încheiați. În august aveți asul de spade. Aici ar trebui să fiți voi în dreptate, în justiție, în claritate, în victorie. Aveți victorie. După aceste transformări, după aceste renunțări, după această perioadă în care meditați, vă vindecați, vă ridicați deasupra unor situații, vă ridicați victorioși. Aveți victorie. Eventual începeți, poate să fie și un început, că e în afaceri, că e la locul de muncă, e în familie, viața voastră sentimentală este un început victorios, cu comunicare directă, da? E sabia scoasă, fără secrete. Încercați, cel puțin voi încercați în august. Pentru că tocmai vă eliberați de niște situații. Pentru unii poate încheiați o relație, pentru unii poate încheiați o căsătorie, da? Și asul de spade reprezintă victorie, dar și un nou început. Însă undeva prin septembrie aveți Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, mare grijă, că înseamnă foarte mult. Înseamnă inclusiv secrete. Dacă vreți să începeți ceva nou, o relație nouă prin august, urmăriți și voi planetele, vedeți să nu fie retrograde, să nu vă ascundeți sau să nu se ascundă ei cu voi de voi, da? Pentru că există acest potențial al secretelor, al lucrurilor nedezvăluite. Pe de altă parte, Marea Preoteasă înseamnă și altceva. Înseamnă o intuiție fantastică. O intuiție fantastică. Acum, dacă ați renunțat, v-ați vindecat, și e și sub temperanță. Eu zic că ar putea să fie și o intuiție, un vis, să citiți ceva, să auziți ceva care vă inspiră, vă ridică deasupra unor lucruri. Banale. Sau deasupra unor emoții din care chiar trebuie să ieșiți. Probabil generate de aceste responsabilități, de niște răni mai vechi, da? Marea Preoteasă înseamnă intuiție, înseamnă creștere spirituală. E deja a patra carte, după patru de spade, lumea. Temperanța ar fi chiar a patra carte care îmi confirmă faptul că unii veți lucra mai mult la transformarea voastră spirituală și mentală. Sunt cărți frumoase. Poate auziți niște secrete în cazul în care nu veți fi voi. Rămâne de văzut. Puteți să vă întoarceți la această etalare oricând vreți. Rămâne în playlist. Poate auziți niște secrete și încercați să le dezvăluiți. August, septembrie. Sau pur și simplu, intuiția voastră vă pregătește
pentru că deja aveți claritate din august și începeți un nou ciclu, vă pregătește pentru un eveniment major în octombrie. Un eveniment neașteptat, ori o întâlnire, ori o situație. Poate să fie în viața personală, poate să fie în viața profesională, poate nu vi se întâmplă vouă, poate, dar auziți. Este un trăsnet. Ceva ce vă șochează. Poate să fie un scorpion, un vărsător, dar nu e obligatoriu. Poate pur și simplu să fie un eveniment politic. Așa simt, așa vă zic. Poate să fie un eveniment politic care vă va șoca, vă va lăsa perplexi. Și nu doar atât, vă va dărâma niște planuri de viitor. Dar nu-i problemă că vă reconstruiți, pentru că sfârșiți anul într-o energie bună. Poate lucrarea pe care o faceți cu voi undeva prin primăvară, de transformare, de vindecare, de creștere, de înțelegere, auto-înțelegere, auto-analiză și eliberarea de ce era vechi și recâștigarea clarității mentale, a intuiției. Toată această lucrare reprezintă, de fapt, reconstrucția unui turn. Sau pregătirea voastră psihică, spirituală, pentru o situație prin care veți trece. Și veți trece cu bine. V-am zis, poate să fie o chestie la nivel politic, pentru că să nu uităm că 2020 va fi foarte intens pe toate planurile, nu doar personal. În noiembrie, luna, probabil un scorpion, un rac sau un pești. Pești aveți și aici. Marea Preoteasă poate să fie orice alt semn de apă, dar în mod special e pești. Scorpion poate să fie și la turn, că scorpionii acționează într-un mod neașteptat uneori. Iar poate ceea ce ați intuit, aflați iar secrete, iar lucruri ascunse, subtile, pot să fie viziuni, pot să fie frici, luna reprezintă și frici, frica de viitor. După un asemenea eveniment, e normal să experimentați o stare de frică, de teamă. Dar nu-i problemă, pentru că voi deja ați lucrat cu intuiția, deja aveți claritate, luna este sub Asul de spade sub lună, lume, sub regele de bâte. Bine, asta înseamnă foarte mult, dar fiind o carte pentru o lună, eu zic și mi-ar plăcea să fie așa, că această carte să reprezinte faptul că veți înțelege lucrurile mult mai profund, vă veți înțelege fricile, mai ales după ce experimentați un turn de genul ăsta. Și de ce le veți înțelege? Pentru că vă veți fi făcut autoanaliza din timp. Nu avem cum să înțelegem înainte să ne lucrăm, da? Și zic că veți înțelege, zic că această lună va arăta, nu va ascunde. Poate va arăta ce vă va arăta ce ascuns sau ce ascunde Marea Preoteasă. Poate vă va arăta anumite aspecte ale voastre pe care nu le-ați înțeles. Dar este puternică această lună. Va fi foarte profundă și luna noiembrie. Luna octombrie șocantă și luna noiembrie foarte profundă. Dar e ok pentru că sfârșiți anul cu acest trei de bâte, cu noi speranțe, cu o viziune asupra viitorului, vedeți oportunitățile în zare, aveți încredere, lăsați ceva în spate, știți ce să lăsați. Poate aceste două bâte reprezintă, una reprezintă turnul și alta reprezintă luna, adică o situație care s-a
neapărat s-a rupt, a necesitat reconstrucție. O situație care a necesitat autoanaliză, vă depășiți niște frici, da? Și în decembrie, cel puțin, veți vedea viitorul cu alți ochi. Poate vă veți pregăti de o călătorie, călătoria în acest nou deceniu. Cu altă experiență, cu altă încredere, cu altă viziune. E un an foarte interesant. Este un an foarte interesant. Eu cred că în decembrie vă veți pregăti de o călătorie. Și e interesant că vine sub Marea Preoteasă și sub Temperanță. Posibil veți simți nevoia de această călătorie, de a călători undeva prin aprilie și veți manifesta la sfârșitul anului această călătorie, că și luna înseamnă călătorie în jurul lumii sau undeva departe. Temperanța este semnul lui Jupiter, iar e o chestiune care trece. Granițele. Marea Preoteasă iar e un Jupiter, dar altfel de Jupiter, e un Neptun. Va fi un an în care veți înțelege multe lucruri și din care veți ieși mult mai înțelepți, vindecați, spirituali. Și dacă va exista acest moment șocant în viața voastră, v-am zis, o să rămâneți cu o experiență de viață deosebită care vă va întări. Ia uite, 8 de spirale, comunicare. O carte, de fapt 3 cărți pentru Balanță 2020. Balanță 2020. Asta a vrut să se arate. Îndrăgostiții, deocamdată. Încă o carte, sau două. Balanță 2020. Unii s-ar putea să vă despărțiți, nu toată lumea. Vorba aceea, tot rău spre bine, spre o nouă viață. Dar depinde, nu e valabil pentru toți. V-am zis, e doar o carte. 10 de bâte poate să însemne foarte mult, ca și lumea. Hai, încă două cărți pentru balanță. Am zis că le las pe ele să vină cum vor. Carte, două, pentru balanță, două. Unde ești? Ok. Ok. Frumos. Frumos. Să fie și dragoste. Să fie și dragoste. Uf! Asta sunt prea multe deja. Îndrăgostiții, cavalerul de cupe. Cu carte. A, e și două. Una pentru balanță. Cu carte pentru balanță. Am zis trei cărți. Cu carte pentru balanță. Ok, tu. Wow! Marea Preoteasă, a doua oară. Mai artistul, regina de pietre. Poate unii trebuie să manifestați Venusul din voi într-un mod artistic, să lucrați la un proiect sau să vă lucrați pe voi ca pe o operă de artă. Ca pe o operă de artă. E un fluture să vă transformați, am vorbit de vindecare, de... Arată cărțile, da? Interesant cum confirmă.
După ce depășiți, da, 10 de spade, de manuscrise sau 10 de spade, depășiți, ieșiți din niște blocaje, din niște cuști mentale, ieșiți. Mergeți, pentru că ieșiți, veți merge într-o călătorie. Îndrăgostiți-i, cavalerul de cupe și marea preoteasă, iar e a doua oară când apare, da? Să zicem vrăjitoarea. Ce înseamnă vrăjitoare? O persoană care transformă și care manifestă și care este conectată la spiritualitate, evident. Poate vă veți îndrăgosti de un semn de apă care vă va ajuta să vă înțelegeți, să vă transformați, să vă dezvoltați aceste calități intuitive. Unii dintre voi, alții, pentru că apare și un. Da, au apărut cărți care exprimă o mare bucurie, deși sunt conflicte, un început, da? Asul de monede, asul de spade, da? Îndrăgostiții. Undeva prin iunie. Încheiați un ciclu și începeți un alt ciclu. O poveste. Îndrăgostiți. Posibil în momentul în care vă eliberați de o poveste mai veche, veți ști să manifestați acest suflet pereche, suflet darmic. Deocamdată arată darmic. Pentru că e cavalerul de cupe și vă și aici, și Marea Preoteasă și Luna s-ar putea undeva după jumătatea anului să vă întâlniți cu acest personaj, cu această pereche. După ce vă veți fi vindecat și vă veți fi încheiat ciclurile, da? Și această poveste să vină într-un mod șocant. Misterios, misterios, da? Neașteptat. Și nu știu de ce, am senzația că veți fi visat chestia asta înainte. Deci, îndrăgostiții, cavalerul de cupe este o persoană blândă, înțeleaptă, care vă vindecă, dar foarte pasională. Nu-și arată pasiunea de fiecare dată, adică la prima vedere, mai mult blândețea și-o arată, dar există multă pasiune în acest personaj. Poate sunteți chiar voi. Pentru că văd multă apă de la jumătatea sau în ultimul sfert al anului. Multă apă. Cred că unii dintre voi veți fi lucrat, veți lucra cu emoțiile voastre și vă veți transforma. Și uite, așa vă veți atrage o dragoste specială. Un mesaj grandios pentru balanță. Balanță 2020. Ok, hai să fac eu. Ca așa făcuse. Dați voie. A, a vrut să se arate. Voi ce chestie, am văzut și mai devreme. Petreceți timp de calitate împreună. Voi veți ști răspunsul despre cine e vorba. V-am zis, este foarte generală prezentarea pentru 2020. 46. Poate persoana are 46 de ani, poate voi. 4 cu 6 înseamnă 10, e 1. Începeți, da? După ce renunțați la acest ciclu, da? La acele capitole cu trădări, cu probleme, cu jonglării, începeți ceva nou. E o persoană, da? Probabil că această persoană, da? Se simte că e o persoană care se respectă și care își respectă emoțiile, stările. Dacă o întâlniți, petreceți timp de calitate cu ei. Ascultați și vorbiți-vă unul altul, că de fapt ce are balanța? Are nevoie de comunicare.
Dar evident că vorbiți despre lucruri spirituale, lucruri care vă ajută să vă transformați, eventual un consilier psihologic, cavalerul de cupe poate să fie și un consilier. Da? Discutați despre creșterea voastră, despre ce se va întâmpla în 2020 și fiți autentici. Fiți autentici. 39. Fiți reali. Fiți adevărați. Arătați ceea ce simțiți, ceea ce sunteți. Nu vă ascundeți în față, în spatele unor imagini care nu vă reprezintă. Probabil că e un mesaj pentru unii dintre voi. Cam aceasta este tălarea pentru 2020. Urmează ianuarie 2020. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și cred că o să o aveți. Numai bine, pa!